Vă salut, dragii mei și dragile mele! Mă grăbesc, trebuie să ies și cum să transform un machiaj de zi într-un machiaj de seară? Să începem. 10-15 minute am la dispoziție. Remelul îl voi lăsa. La început îmi voi face conturul feței. Iată așa. Și voi estompa cu o periuță foarte, foarte densă. Estupăm spre exterior. Voi tapota spre obraj. Am conturat, este foarte bine. O să amestec o cremă pentru ochi cu un concealer. Amestecăm. Fiindcă ca să protejăm pielea și să menținem pielea hidratată. Beauty Blender-ul este la spălat, dar am luat un balonaș, l-am umflat, acel care fac exerciții pentru față și vom tapota. O să-mi aplic sub sprâncene un străluci de la Bourjois. Mi-aplic umbre străluci. Estompez cu o periuță pufoșică. Voi veni pe toată pleoapa mobilă cu acest roz pal de la Atelier A. Să uniformizez suprafața. Uniformizăm suprafața. Această piere micuță voi aplica acest mov la coada ochiului și îl voi întinde pe pleoapa mobilă. Îl aplic și întind pe pleoapa mobilă. Coada ochiului. Și cu ochii deschiși corectăm. Voi aplica cu această periuță, la fel de la Atelier A. Și voi desena o guriță de pește. Iată așa, ca gurița de la pește.
și ne ducem până la unghiul interior. Doar jos. Un pic să șterg surplusul. Vin cu acest roz pal în interiorul ochiului, foarte, foarte finuț, atingând pleoapa inferioară. Și pot să estompez. Pentru obrajul să iau acest roz timid de la Mary Kay. Dacă sunteți brunete, puteți să aplicați și o culoare mai închisă la blush, la obraj. O să iau această pudră minerală de la Mary Kay și o să-mi fac un retuș pe toată fața. Conturul buzilor îl fac cu un creion de o culoare brună. Mai pronunțată. Alegeți o culoare roșie, o culoare mai roză, o culoare care vă identifică. Acum voi aplica highlighterul pe obraj. Pe vârful nasului aici, că mult am aplicat, și pe buze. Machiajul este gata. Mi-a luat 15 minute. Eu vă iubesc, dragile mele, și vă doresc sărbători fericite. Să auzim de bine! La revedere!